Regia Autonomă Municipală Buzău, societatea care furnizează energie termică în sistem centralizat, pare că are zilele numărate. Cu datorii de peste 2 milioane de euro la bugetul de stat și bănci, calea falimentului este iminentă pentru societatea aflată în subordinea Consiliului Local. Conducerea primăriei Buzău anunță că una dintre soluțiile identificate ar fi chiar desființarea societății. Anul trecut am preluat o datorie de 4,6 milioane de euro din 2015, care s-a transferat în 2016, dar atenție, s-a mai făcut un împrumut de 250 de miliarde, plătibil în 20 de ani de către Primăria Buzău, tot pentru RAM Buzău. În același timp, are datorii de 20 de milioane de euro la bugetul statului și la bănci. Practic, această firmă este în încetare de plăți, deci oricine poate să-i ceară falimentul mâine și trebuie să închidă obloanele. Deci, ăsta este adevărul și trebuie să-l privim așa cum este el și nu altfel. Ce presupuneți că se va întâmpla? Nu știu momentul ăsta, n-am o soluție, am mai multe scenarii, dar nu pot să anunț acum ce decizie vom lua. Este evident că nu se mai poate continua. Pe lângă cele 14.700 de locuințe, RAM Buzău asigură căldura și în școli, grădinițe sau alte instituții publice. Șefii administrației locale afirmă însă că se face risipă de energie la instituțiile publice care primesc căldură în sistem centralizat. Un asemenea mare consumator de energie care nu beneficiază de subvenție este chiar Primăria Buzău, existând școli sau grădinițe care plătesc lunar chiar și 30.000 de lei pentru căldura furnizată în sistem centralizat. În același timp, mai avem o gaură de sute de miliarde de lei pe care o plătim în fiecare an, că aici e fără subvenție, vorbesc de școli și vorbesc de clădiri administrative din municipiul Buzău, unde primăria trebuie să plătească în fiecare an o mulțime de bani. Deci, atenție! Pe de o parte, subvenția de circa 300 de miliarde de lei, pe partea cealaltă, căldura în clădirile administrative, căldura care se dă la refuz. Școlile trebuie să-și țină geamurile deschise. Risipa este extrem de mare. În cazul în care Regia Autonomă Municipală Buzău s-ar desființa, buzoienii ar fi nevoiți să se încălzească iarna viitoare, fie cu instalații electrice, fie cu centrale de apartament, ambele variante fiind însă foarte costisitoare.